Legenda spune că la facerea lumii, atunci când Dumnezeu a împărțit darurile popoarelor, românii, fiind modești, au rămas ultimii. Și când a venit rândul lor, Dumnezeu nu mai avea nimic de dat. Dăduse totul celorlalte popoare. Dar, văzând bunătatea și simplitatea românilor, Dumnezeu le-a dat pământul pe care îl păstrase pentru sine. Acest pământ este țara noastră ireal de frumoasă, cu ținuturi de pasm și oameni minunați. Acum 2000 de ani, aici a poposit Sfântul Apostol Andrei, primul chemat la apostolie de Mântuitorul Iisus Hristos. Sfântul Apostol Andrei s-a născut în Țara Sfântă și a fost unul dintre cei 12 apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos. El este numit cel întâi chemat pentru că este primul care a răspuns chemării la apostolie. Sfântul Apostol Andrei este frate al Sfântului Apostol Petru. Cei doi frați, împreună cu Sfinții Apostoli Ioan și Iacov, fiii lui Zevedeu, erau pescari săraci și simpli, dar buni la inimă și curați la suflet. De aceea, după pescuirea minunată, când Mântuitorul îi cheamă la apostolie, adică la o slujire atât de grea, ei nu ezită să lase totul și să-l urmeze. Timp de 3 ani și jumătate, Sfântul Andrei l-a urmat pe Hristos, fiind martor sutelor de minuni și ascultând cu nesați porunca cea nouă a iubirii depline față de Dumnezeu și față de aproapele. După înălțarea Domnului la cer, apostolii au tras la sorți unde să predice fiecare. Sfântului Apostol Andrei i-au revenit teritoriile din jurul Mării Negre, adică Turcia de azi, Bulgaria de azi, Ucraina de azi și Dobrogea. Aici a vestit Sfânta Evanghelie strămoșilor noștri daci. Când a plecat din aceste ținuturi, Sfântul Apostol Andrei a lăsat aici biserici, preoți și episcopi. Din Dobrogea, Sfântul Apostol Andrei s-a îndreptat spre Grecia. Acolo a încreștinat mulți oameni, lucru care nu a fost pe placul conducătorului cetății Patras. De aceea, la 30 noiembrie, în anul 87, la vârsta de 70 de ani, el a fost martirizat pe o cruce în formă de X. Sfântul Apostol Andrei este patronul spiritual al românilor. El este purul rugător în fața prea bunului Dumnezeu pentru neamul nostru românesc.